În ultima sa ședință, Comitetul Național pentru Situații de Urgență, CNSU, a făcut unele propuneri privind relaxarea măsurilor restrictive din perioada următoare, acestea urmând a intra în vigoare doar dacă vor fi aprobate de guvern. Respectivele măsuri sunt logice, chiar dacă masca de protecție rămâne în continuare obligatorie, iar unele dintre restricțiile care ar putea fi ridicate în opinia multora nici nu ar fi trebuit să existe. Practic, la evenimentele de 1 decembrie, de ziua națională, accesul este liber pentru toată lumea, restricții fiind doar în zonele oficiale, unde pot participa doar posesorii de certificat verde în număr limitat. Apoi, se permite persoanelor cu schema de vaccinare completă sau care sunt în perioada cuprinsă între a 10-a și a 180-a zi de la infectarea cu COVID-19 să asiste la competiții sportive în limita a 30% din locurile din tribune, sportul fiind practic singurul domeniu în care publicul avea, deloc de înțeles, interdicție totală. Vom vedea în funcție de incidența pe țară și în funcție de incidența pe fiecare localitate în parte. Tot pentru cei cu certificat verde, cu aceeași limită de participare, se vor relua conferințele sau cursurile de calificare. Apoi este și o propunere hilară legată de petrecerile de Crăciun și mai ales de Revelion, unde pot participa maxim 1000 de oameni sau 30% din capacitatea spațiului, iar ora de finish să fie 21. Însă, în acest caz, se pare că situația se poate schimba ținându-se cont de incidența de îmbolnăvire cu COVID-19, care este în continuă scădere. Schimbările de optică în privința petrecerilor de Crăciun și Revelion ar putea veni după 8 decembrie, când expiră actuala stare de alertă și care, aproape cert, va fi prelungită cu alte 30 de zile din data mai sus amintită.